Din cei aproximativ 2600 de candidați ai acestei sesiuni, numai 996 au promovat examenul, iar 1620 au fost declarați respinși. La această sesiune de examen s-au înscris 3106 absolvenți de liceu, atât din promoția curentă cât și din cea anterioară. La examen s-au prezentat aproximativ 2600 de candidați, iar 4 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau fraudă. Din restul candidaților, peste 1600 nu au reușit să obțină o medie de trecere, 1409 obținând medii de la 1 la 5 și 223 de candidați având rezultate de la 5 la 5,99. Medii de 6 la 6,99 au fost obținute de majoritatea celor promovați și anume de 816 candidați. 161 de absolvenți au promovat bacalaureatul cu medii între 7 și 7,99 și doar 19 candidați au obținut medii de la 8 la 8,99. În această sesiune niciun candidat nu a obținut media 10, iar cea mai mare medie a unui absolvent de liceu sucevean este de 8,91. Procentul de promovabilitate la această sesiune de bacalaureat a fost ușor mai mare decât cel din sesiunea de toamnă anului trecut, când promovabilitatea a fost de 36,31%. În prima sesiune a bacalaureatului din acest an, promovabilitatea în rândul liceenilor suceveni a fost de 48,46%. Candidații nemulțumiți de notele obținute au putut depune contestații duminică, 2 septembrie, după afișarea rezultatelor.